Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Porțile Dorului, aici, în studioul Apolonia TV. Așa cum deja v-ați obișnuit, în studioul nostru poposesc oaspeți dragi, artiști consacrați, artiști în devenire, artiști pe calea afirmării și poate, cine știe, vor veni și artiști care, pentru prima dată, vor ajunge într-un studio de televiziune. Am de gând să aduc aici pe toți cei care au talent. De această dată nu se pune problema de cei care debutează, pentru că interpreta pe care eu o am invitată este o interpretă care a pășit de ceva vreme pe drumul afirmării. Are experiență artistică și cu atât mai mult vine dintr-o zonă foarte, foarte bogată în folclor. Este bucovineanca Ana Tonegar. Bine ai venit, Ana! Bine v-am găsit, domnul Constantin! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să fiu în această seară alături de dumneavoastră și vă mulțumesc frumos încă o dată! Ana, tu vii dintr-o zonă foarte frumoasă. Așa este. Bineînțeles că fiecare zice că locul în care vine e cel mai frumos, dar eu cu siguranță cred că cei care trec pe acolo zic acest lucru. Din localitatea? Fundul Moldovei. Fundul Moldovei. La câți kilometri de Câmpul Lung? La 13. Bănuiesc că este o zonă binecuvântată de Dumnezeu acolo, pentru că te-ai născut într-un loc cu mult folclor, cu multe tradiții, cu frumuseți neasemuite și cu oameni frumoși și gospodari. Așa este. În primul rând, este bogată ca zonă folclorică, cu multe tradiții și obiceiuri, cu foarte multe rețete culinare. Aoleu, mai ales rețete culinare. Cu păduri și dealuri, cu munți. Încă pot să mai zic că mai avem păduri neatinse. Și sperăm mai să sunt? Mai avem. Mai sunt câteva. Da, mai și sperăm să rămână așa, cum ai spus și noi tu. Noi sperăm. Ana, așa cum te-am prezentat la începutul emisiunii, tu de ceva vreme ai pășit pe calea cântecului popular. Ce te-a îndemnat asta? Eu te cunosc, să zicem, de vreo 4-5 ani. Cam așa. Cam așa. Da. Pe atunci erai o copiliță așa, mai stângace, ca să spun. Dar uite că de-a lungul timpului eu ți-am observat ascensiunea ta și ai realizat lucruri frumoase. Lucruri frumoase pe care și astăzi o să le arătăm telespectatorilor. Ce te-a determinat să faci lucrul ăsta? Pentru că între timp te-ai și măritat. Puteai foarte bine să stai lângă bărbat și să spui, a fost doar așa un moft. Eu de foarte mult timp, de când eram mică, visez ca să cânt folclor, pentru că îmi place foarte mult muzica populară și mama mea a cântat și mătușa mea a cântat, dar cel mai mult am avut-o pe mama ca model. Exemplu, da. Dar câți frați sunteți voi? 3. Băieți, fete? 2 fete și un băiat. Cântați? Sora mea cântă. Acum pășește. E mai micuță ca tine. E mai mică, da. Tu ești cea mai mare? Eu sunt mijlocie. Mijlocie. Da. Și dacă tot am atins capitolul ăsta cu măritatul, de câți ani ești tu măritată? De un an de zile. Deci încă ești în luna de miere. Proaspătă. Așa, și soțul tău e de acord cu cântatul? Vezi că e o problemă aici cu artistele, cu măritișul. Da, soțul meu mă susține și el este dansator în ansamblul din comuna noastră și știe ce înseamnă să
pășești pe această cale, că el a fost mai mereu alături de mine dinainte de a fi împreună. Deci acolo te-a ochit el pe tine, când dădeați voi spectacole împreună. Așa este, da. Foarte frumos. Asta este un lucru extraordinar de bun. Să știi că eu mă gândesc că este un mare păcat sau, cum să spun, da, cred că este un mare păcat și ca cineva din parteneri de viață să-ți obstrucționeze așa calea, elanul. Astea sunt lucruri pe care, dacă nu le faci, regreți o viață întreagă. Și asta poate să și dăuneze unei relații, chiar și de căsnicie, în momentul în care eu văd, am văzut artiste, pentru că problema e mai mare la femei, la artistele, femeile care cântă, sunt artiste. Și-au sacrificat viața artistică pentru a fi cu soțul, care probabil era gelos sau știu eu, sau avea mai mult copii, 1, 2, 3, nu contează, și să fie mamă în casă și așa mai departe. Femeia aia a suferit o viață întreagă ca după ani și ani să se întoarcă tot de acolo de unde a plecat. Singurul dezavantaj este că nu mai avea anii tinerenții, nu mai avea aceeași energie, același elan și lipsa de pe scenă determină ca lumea să te uite. Așa este. Bănuiesc că nu vei ajunge într-o situație din asta. Eu sper să nu. Și mai ales că soțul meu știe ceea ce îmi doresc eu cel mai mult și mă susține. Adică ar fi chiar culmea ca peste câțiva ani să mă oprească. Să fac chiar, nu cred. Sper. Tu ai făcut lucruri frumoase. Ai înregistrat cântece frumoase. De acolo, din zona ta. Da, sunt chiar culese de acolo, din zona mea. Aproape toate cântecele pe primul album. Da. Mai există locuri unde se culege folclor? Da, noi am avut acolo în zonă un rapsod popular, Ilie Cazacu, pe care toată lumea a auzit de el, și încă am mai găsit cântece care nu s-au luat și nu s-au pus pe nicio bandă sau pe niciun CD-ul. Aha. Și ți-a fost de mare ajutor? Da. Și uite, așa ai realizat tu primul material. Primul album, da. Cu cine l-ai înregistrat? Cu Rapsozii Botoșanilor. De ce cu Rapsozii și nu cu orchestra din Suceava? Toată lumea mă întreabă. Da, uite și eu. Am fost la un spectacol și i-am văzut cântând pe scenă. Și nu știu, mi-a plăcut atât de mult și m-a atras ceva, încât așa mi-am... Cu maestru Ioan Cobâlă sau cu Ciprian? Da, cu Ioan Cobâlă. Am înțeles. Păi câți ani sunt de la realizarea albumului? 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate. O să vedem cu ce începem noi. Azi, Moscos, Doba din casă. Așa se întâmplă la voi? Așa se întâmplă. Când auzi muzica cântând, ieși. Da, să înțeleg. Eu am văzut în filmele de gen, sau, mă rog, în filmele tradiționale, cum ar veni, că toboșerul cu toba prin sat, ieșiți, că e mare bal, mare, nu știu ce, se mai întâmplă așa? Acum, la nunțele tradiționale se mai întâmplă. Toboșarul, da, merge înaintea alaiului de nuntă. Da, și vestește cum ar fi că e nuntă. El face gălăgie. Și atunci lumea iese la nuntă. Da, iese la porți, se uită cum trece alaiul. Cei care nu sunt invitați la nuntă. Am înțeles. Și atunci, acest cântec are, să zicem, izul din obiceiurile locului. Da, este un cântec chiar cules de la rapsodul Ilie Cazacu. De la nepotul dumnealui Ilam. Mhm. Face parte dintr-un album, da, da, care se intitulează cum? Satule Vatră Frumoasă. Primul tău album realizat cu orchestra Rapsozii Botoșanilor. Este singurul tău album sau mai e? Da, este primul meu album. Primul tău și album. Și singurul meu. Deocamdată, da. Dar o să discutăm și proiectele de viitor, pentru că eu acum aș sugera telespectatorilor să urmărească acest frumos videoclip realizat de către Ana Tonegaru pe frumoasele meleaguri bucovinene. Bucovinene. Unde, da, este filmat acest material? Pe lângă Cajvana. Cajvana. O să vedeți, dragi telespectatori, ce zone minunate avem noi. Dumneavoastră v-ați convins de-a lungul emisiunilor pe care le-ați urmărit aici la Apolone TV că toți artiștii vin cu materiale frumoase, filmate, în locuri minunate. Și nu sunt regizate sau nu sunt, cum să spun eu, falsuri. Deci sunt lucruri reale. Țara noastră, într-adevăr, este foarte frumoasă. Mai ales când vorbim despre Bucovina, atunci deja am spus totul. Ana Tonegaru, azi Moscos, Doba din casă. Urmărim!
sub țării, zi mistru la ce sub țării iau, ca așa, așa, așa. Și la voi ar fi ce ceas, azi nu scos doba din casă, azi nu scos doba din casă, iau, ca așa, așa, așa. Zic cum ții mai bine în țăiram, dam, diri, diri, da, că-i batuta lui Ili, diri, dam, diri, diri, da. Și-o cântă să o pari, ram, dam, diri, diri, da, și-o ajoacă gospodari, diri, dam, diri, diri, da. Îi de pe oap ce nu gâmbali, îi cântă podri și izvoari. Și catrință, cu camie și catrință, ia ca așa, așa, așa. Cu bonița din porul porni, jocul cetișorul, porni, jocul cetișorul, ia ca așa, așa, așa. Cu madița grigoruță, ram-dam, diri-diri-dam, pe de-o-n manu-i sunt drăguță, diri-dam, diri-diri-dam. La iubită-i ca năucu, ram-dam, diri-diri-dam, dar la joc-i ca burbucu, diri-dam, diri-diri-dam. Păi ia străguna, da, el taci, ce ca urs abia s-ntoarci. Că-i batuta lui Cazacu, ia ca așa, așa, așa. Razone obcenile mai rară, o șepchetrele mai rară, o șepchetrele mai ia ca așa, așa, așa. El spune, anuță, lasă, ram-dam, diri-diri-dam, că mâini mă duc la pasă, diri-dam, diri-diri-dam. Dus în șaua colbului, ram-dam, diri-diri-dam, să vii iar mă-n crezi topoi, diri-dam, diri-diri-dam. Păi așteaptă, Grigore, așteaptă, păi cam să spun pe ce aia dreaptă. Și-am să dau la hat o gură care zice-o strigatură, care zice-o strigatură, ia ca așa, așa, așa. Și-o ciubotilinu șcruță, poate am să-i și-o drăguță, poate am să-i și-o drăguță, ia ca așa, așa, așa. S-o fac cu badea ca focul, am-tam, diri-diri-dam, o dalibia cu jocul, diri-dam, diri-diri-dam. Și-o pornit ca nimeniatul, am-tam, diri-diri-dam, jocul cu badea ca sacul, diri-dam, diri-diri-dam. Păi de la câmpul lung la vama, păi tăte mândrele dau ia. Ne-am convins, într-adevăr, foarte frumos. Cine erau artiștii, protagoniștii? Dansatorii erau din tot din Cajuana, că i-au căutat cei care au filmat videoclipul cu cei care am lucrat. Era și soțul tău pe acolo? Nu. Nu l-ai băgat? Nu. Ana, vorbim de obiceiuri, vorbim de lucruri frumoase. Sunt convins că foarte multe lucruri frumoase ne pot spune despre obiceiurile din zona ta. Se apropie sărbătorile de Ian. Nimic nu poate fi mai frumos pe lumea asta decât să sărbătorești aceste sărbători de iarnă cu tot ce se poate mai frumos, mai plăcut, mai bogat, să te simți minunat, să dai tot răul de peste an la o parte și să ai impresia că a fost un an minunat, un an bun. Aceste obiceiuri la voi se găsesc din plin. Da. Începând cu bucatele pe care voi, este un adevărat ritual cu bucatele la voi, începând cu cântările pe care le faceți de Crăciun, colinde, sau de anul nou, cu obiceiuri, cu capra, cu ursul, sau ce mai aveți voi acolo. Te-aș ruga tu să ne spui, uite, să vorbim întâi despre bucate. Ce bucate alese se pregătesc pentru sărbătorile de Crăciun? Sunt foarte multe, dar cele mai specifice zone sunt sarmalele, tochitura, cum am alegă de barabule, țighiro sau preparatele de la porc, că de obicei noi tăiem porcul sau cel mai des, da, porcul se taie de Crăciun și se fac preparate de la purcel. Așa, bănuiesc că și voi în gospodărie, e imposibil să nu tăiați. Da, imposibil, nu. Și noi avem. Și de fiecare dată înainte de sărbători tăiem. Tu ești o gospodină bună, știi, te pricep. Când erai fată în casă la mama, sunt convins că te implicai împreună cu mama ta, pregăteai bucatele pentru sărbători. Da. Și acum, la fel, o să aveți sărbătorile, mesele bogate de sărbători, chiar dacă tu probabil stai la casa ta sau locuiți împreună cu părinții. Cu soc. Deci aveți o familie frumoasă, o familie mare și pregătiți masa de sărbătoare împreună. Da. Lucru foarte, foarte frumos. După care, colindele. Cum sunt colindele la voi?
De ajun vin copiii, dar vin și grupuri, nu numai, și de la biserică, corul bisericesc, se împarte pe mai multe, în mai multe părți. Să înțeleg că slujba de la biserică este undeva mai spre amiază, așa, după amiază, da. Așa, după care de la biserică vine corul bisericesc să colinde prin sat. Da, cu părintele. La toate casele? La toate casele, da. Reușește? Reușește. Oh, ce frumos. Da. Și oamenii, gospodarii, cum îi primesc pe acești colindători? Îi primesc cu bucate, depinde fiecare ce are. Îi așează la masă, da, așează la un masă, pahar, de, un pahar vin, de vin, de țuică, de afinată, mai ales afinată, în zona noastră. Da, vin și eu la colindat. Veniți, vă așteptăm cu drag. O să ai și tu colindători acasă la tine, pentru că acum, intrând în rândul gospodarilor, bănuiesc că aștepți copilași, aștepți, știu eu, nepoții din partea rudelor și așa mai departe. Prieteni. Da. Dar tu, ca fată, ca tânără gospodină, mergi la colindat? Noi suntem un grup așa de cei care facem parte în ansamblu de acolo, de la noi. Noi ne strângem și mergem la fiecare dintre noi și colindăm. Și uite așa până dimineață. Până dimineață și a doua zi și a treia zi aproape în fiecare. Da? Se colindă în toate cele trei zile? Da. Trei zile de Crăciun se colindă. Nu apuc eu pentru că avem evenimente, știți și dumneavoastră, dar... Da, pentru că tu trebuie să împletești și cu evenimentele artistice. Nu? Ziua de Crăciun, a doua zi, a treia zi, au loc concerte, spectacole frumoase care le organizează comunele de la voi. Cel puțin la voi, eu știu că un sat, o comună, nu se numește primarul gospodar dacă nu organizează un spectacol. Un spectacol. Cu ce are? Cu, știu eu, cu artiștii locului sau invită și alți artiști mai din alte părți, mai mari, dacă își permite, știi? Da. Dar nu există, pentru că, într-adevăr, astea erau bucuriile satului. Lucruri care nu prea se mai întâmplă pe aici, pe la noi, pe la Iași, prin zona Iașului. Dragii mei care mă auziți, care mă urmăriți, haideți să implementăm din nou acest lucru, pentru că eu când eram copil, mi-aduc aminte în satul meu, Șcheia, știe toată lumea că sunt din Șcheia, de lângă Iași, abia așteptam să vină Crăciunul, să vină Anul Nou, pentru că urmăream colindătorii și mascații din sat. Acum te duci acasă, stai la televizor. Te uiți la televizor cum se distrează alții. Nu este normal. Așa cum spuneam, astea sunt bucurile sărbătorilor de iarnă. Măcar simțim că sunt sărbători. Altfel, zăpadă nu prea este în ultimul Dacă timp. Dacă mai dă Dumnezeu și un pic de zăpadă, da, atunci e și mai bine. Este totul perfect. Eu zic așa, să ne pregătim să colindăm. Pentru că noi ne apropiem de sărbătorile de iarnă, ne apropiem de Crăciun. Și pentru că în mass media, adică în televiziune, deja se începe a colinda cam de pe la începutul lui decembrie, eu zic că noi nu chiar de la începutul lui decembrie, pentru că na, am zis să mai lăsăm așa o perioadă să dorească lumea colinda noastră frumoasă românească. Dar tu ai să dai startul colindelor aici, la Apolonite. Dar și vreau să zic că aici abia suntem colegii de la ansamblu Arcanu. Într acest videoclip sunt și soțul meu aici. Aici, da. Trebuia să-i pui o bif așa ca să-l vedem și noi. Nu, ei, trebuie. În orice caz, zi. Zic, nu trebuie chiar așa. Nu vrei să iasă în evidență? Nici chiar. Ei, mă rog, sunt artiști care își pune în evidență familia, da? Voi cum o să alege? Deci, dragi prieteni, haideți să urmărim o colindă. O colindă care să vă introducă în ținutul de basm al Bucovinii. Am văzut că este și iarnă în videoclipul tău. Da. Așa că afară o fi, n-o fi zăpadă. De unde ne urmăriți dumneavoastră, în orice caz, în acest videoclip, este zăpadă din plin. Dragii mei, Ana Tunegaru, în studioul Apolonia TV.
bine. Să fii bine. Dragi prieteni, ați primit deja colindători. Ana Tonegaru deja a dat startul colindelor aici la Apolonia TV. Bănuiesc că deja simțiți sărbătorile de iarnă. Din acest moment, eu zic că ar trebui să le simțiți pentru că se apropie foarte, foarte repede și pentru faptul că Ana ne-a făcut pentru câteva minute să ne simțim ca la Crăciun, trebuie să-i mulțumim pentru asta. Ana, acest material, cine ți l-a făcut? Ai chemat cameraman special, să știu, ai filmat în sat la tine? Da, sau am filmat cum a fost? În Muzeul Satului, de la Muzeul Satului sunt filmat. Din Suceava? Nu, de la fundul Moldovei. Aveți Muzeul Satului acolo? Da, Dimitrie Guste. Uite, asta nu știam, mi-asum culpa. Muzeul Satului cu ce? Cu case tradiționale? Nu, este o singură casă tradițională, proprietatea cuiva, care a transformat-o în muzeu și acolo se află foarte multe obiecte vechi, începând de la costume tradiționale până la fier de călcat, ce se făceau costumele, tot. Deci s-au adunat aceste obiecte din sat? Din sat, da, s-au cules din sat. Și vin copii, vizitează sau vin turiști sau ce? Vin foarte mulți turiști, în general, da. Și este... cei din împrejurim. Bănuiesc că este în circuitul turistic acest muzeu? Da, da. Și voi ați făcut și acest videoclip acolo. Acolo, da. Foarte frumos. Hai să revenim un pic la albumul tău. Albumul pe care tu l-ai înregistrat cu orchestra Rapsozii Botoșanilor. Acum 3 ani jumate, parcă ai spus, da? Am înțeles că tu ai cules aceste cântece din album. Am înțeles că orchestra ți le-a îmbrăcat într-o formă mai artistică, pentru că nu chiar poți să le cânți așa. Le-au șlefuit puțin, că așa. Erau... Da. Câte cântece ai pe acest album? 14. 14 cântece, cu teme? Cu teme diferite. Este și de joc, și de nuntă. Sunt mai multe. Și despre dansurile specifice din zona de acolo, eu am pus versuri pe dans. Pe dans, da. Așa. Și... acest album l-ai scos deja pe piața muzicală, da. Mai este sau s-a epuizat? Mai este. Da? Deci el mai poate fi găsit. Mai poate fi găsit, da. Am înțeles. Când mai pregătești un nou material? Eu am început să lucrez acum. Am deja o colindă și o priceasnă. La Chișinău le-am făcut. E un cerc și îmi doresc din tot sufletul ca să realizez un album cu domnul Nicolae Bodgros. Dar asta în viitor. Încă deocamdată nu e. Să înțeleg că este mai complicat. Este mai complicat, da. Pentru că la maestru Nicolae Bodgros vrei să ajungi cu un material, știu eu, care să te... Să mă reprezinte. Reprezinte și ca zonă. Și cu atât mai mult, să zicem că la 3 ani, așa, 4, cam ar trebui. Da. Mă gândesc că acest material pe care l-am înregistrat... Erai și mai la început, nu știu în ce măsură știai tu să spui în vocea în evidență, acum stau lucrurile altfel. Pentru că acum te-ai maturizat și artistic și, na, și fizic, pentru că... Da, și știu exact ce piese mă reprezintă, ce stil de piese mă reprezintă acum. Atunci eram la început și nu știam... Așa este. Ai 20 de ani și... 28. 28 de ani? Da. Dragi mei, uitați-vă ce frumușică și tinerică e. Mulțumesc. Eu mă gândeam că ai vreo 23, 24, hai 25 de ani. E bine. E bine, nu? E bine. E bine, înseamnă că viața de acolo, de la tine, de la, păi, da. De la țară, te conservă. Da. Aer curat, păi, mâncare sănătoasă. Și, un aspect foarte important. Am înțeles că ai făcut facultatea la Iași. Da, am făcut facultatea la Iași. Masterul și facultatea am făcut-o la Iași. Am făcut facultatea de ecologie și protecție mediului și master în consiliere de mediu. Deci tot se leagă. Da, pentru că dacă te-ai întors la tine, bănuiesc că prin profesia ta vei învăța pe toți de acolo să protejeze mediul. Mediul care este atât de prețios.
Dar prețioase sunt și sărbătorile. Revenim la sărbători, pentru că în continuare vreau să difuzăm, am găsit în repertoriul tău un cântec, Sărbătorile sunt sat, cel puțin cu o filmare excepțională. După ce îl vizionăm, comentăm un pic despre asta. Da. Ana Tonegaru, dragii mei, care deja a introdus în casele dumneavoastră spiritul sărbătorilor de iarnă. Să urmărim! Dragi prieteni, Ana Tonegaru, la porțile dorului, Apolonia TV. Mai mult de atât, nu cred că trebuie să mai insist, pentru că știți unde vă aflați. Vă aflați pe Mâini Bune. Vă aflați într-o emisiune în care am punctat faptul că sărbătorile de iarnă se apropie. Aici, la Apolonia TV, la această emisiune, veți vedea emisiuni frumoase, atât cât putem noi realiza, atât cât eu pot să aduc la dispoziția dumneavoastră materiale și despre sărbătorile de iad. Așa cum a fost și acest videoclip pe care Ana ni l-a pus la dispoziție. Foarte frumos realizat. Vorbește-ne un pic despre acest videoclip. Păi acest videoclip l-am făcut în zona Câmpul Lungului. Mi l-a filmat o echipă profesională din Cluj, care vine tot timpul în zonă, cred că și dumneavoastră îi cunoașteți. Așa, da. Da. Și i-am făcut tot cu câțiva membri ansamblului Arcanu. Este un cântec de tradiție, la noi se merge cu oratul și am încercat să oglindim puțin în acest videoclip obiceiurile din zona noastră. Foarte frumos, cu atât mai mult cu cât, în general, toată țara admiră obiceiurile de acolo, de la voi, din Bucovina. Acum, în această emisiune, chiar ne-ai adus un pic din Bucovina noastră dragă în casele noastre. Bănuiesc că ceea ce ne-ai arătat tu în acest videoclip este și în realitate. Da. Acum, doar că altfel. Altfel. Da. Tineretul mai îmbrățișează acest mod de a petrece sărbătorile? La noi în zonă, da. Deci nu există an în care să nu se facă câte o bandă, două, trei, și să colinde satul în lung și lat. Și tineret și gospodar. Da, de toate vârstele, de cel mai mic până la 80-90 de ani. Înseamnă că în ziua de Crăciun, ulițele satului vor fi... Ulițele, mă rog, impropriu spus, că acum bănuiesc că e asfaltat. Asfaltat.
Dar ulițele satului vor fi pline de colindători, iar în ziua de anul nou și poate și pe 1 și pe 2, plină de mascați. Până la jumatea lunii ianuarie. Da, aproape jumate de lună ianuarie ei merg cu oratul. Serios? Da. Uite, n-am știut. De ce? N-au apucat să ajungă la toți? Da, unde n-au apucat să mai strâng iară. Și dacă nu mai merge o echipă care s-a format, merge cealaltă și tot... Și înseamnă că până la jumătatea lui ianuarie, până după sărbătorile lui Sfântul Ion, Sfântul Vasile, da, Sfântul Vasile, Sfântul Ion, zic că da, vor fi vizitați de acești colindători, de acești urători, toți gospodarii locului. Da. Foarte frumos, foarte interesant. Și bănuiesc că voi, gospodinile, trebuie să aveți mereu mesele pline cu bucate. Da, cu bucate și cu țuică și afinat, asta e clar, pentru că ei vin înghețați și prin primul loc ei mai câteodată lasă bucatele pentru băutură, că sunt înghețați sărace de dimineață până seara. Da, te cred. Dar de ce vinul nu se prea servește la voi? Nici nu e zona specifică pentru vin. În general, noi îl aducem, îl cumpărăm din alte părți. La noi mai mult se face afinata. Afinata. Da. Dar ce poate fi mai bună? Mai bun zmeurata afinată. Zmeurata afinată. Oh, deja colegii mei de la camera salivează. Promit că data viitoare când mai vin vă aduc. Da. Ana, mi-ai spus că ai făcut facultatea la Iași. Câți ani ai stat la Iași? 5. 5 ani. Te leagă ceva de orașul ăsta? Mă leagă foarte multe, că eu și aici am învățat să cânt. Pentru că am făcut și școala populară de artă tot la Iași. Și aici mi-am format mai mult. Pe cine ai avut profesor? Pe domnul Romeo Lucian. Așa. Mai păstrezi legătura? Da. Și Școala Populară de Artă ți-a șlefuit cumva anumite lucruri pe care tu nu le stăpâneai, ca astăzi Ana Tonegaru să cânte cum cântă. Da. Vii des la Iași în vizită? Da, vin, pentru că fratele meu locuiește aici. Și vin în vizită la el când mai pot și la Radio Iași, când mai vin sau mai vin la prieteni, timpul este scurt. Da, când apucăm... da, e un pic de părtișoare acolo unde locuiești tu, dar în schimb, da, acum o trăim în secolul vitezei, da, și ne descurcăm. Și la Polonia TV ai venit, bănuiesc, cu mare drag, pentru că știai că te reîntâlnești cu Iașu. Da. Bănuiesc că ai fost și ai vizitat... Mă rog, să nu mai spună că mall-ul, Palace-ul este ultra cunoscut, dar mă gândesc că ai fost la Sfânta Paraschiva. Da, la Sfânta Paraschiva. Asta mi-am dorit de când am plecat din Iași și am lăsat mall-ul pentru Sfânta. Toată lumea vine să se reculeagă aici la Sfântă. Probabil, în momentul în care ajunge acolo, încearcă să se roage Bunului Dumnezeu, Preacuvioase Paraschiva, ca să se mai elibereze un pic. Da. Te simți încărcată? Cu păcate? Nu am păcate, pot să zic că foarte mari, dar fiecare are câte o dorință acolo. Uite, eu în emisiunea mea am o rubricuță de bârfe, dar eu nu știu să te întreb ceva legat de acest aspect. Eu n-am auzit nimic rău despre tine. Chiar nimic. Ea mă bucură. Pare o fire atât de, cum să spun, de... Nu găsesc eu un termen, curată. Deci, efectiv, nu spune nimeni nici de bine, nici de rău, nici că ești o solistă mare, nici că ești mică, nici că ești talentată, nici că ești netalentată. Deci, Ana Tonegaru, o prezență agreabilă. Este un lucru extraordinar. Asta nu mai știu dacă pe viitor, când vei ridica un pic în valoare și mai mult, nu vei stăni invidii și dușmănii, că știi tu. Mai eu sper să nu. Dar dacă o să fie așa, eu o să-mi văd de treaba mea, să merg înainte pe calea mea și să închidă ochii la... Ești o fire modestă. Da, am încercat dintotdeauna. Cred că asta e cel mai bine. Eu zic că e cel mai bine, pentru că de multe ori dacă dai apă la moară, îți dai seama că iese de multe ori scântei. Da. În general, pe toți artiștii pe care i-am aici, îi înțep așa cu câte o bârfuliță. Nu de la mine, eu le aud, pentru că în mediul în care mă învârt, eu aud foarte multe despre artiști. Nu înseamnă că, cum să spun, îți de rău. Pentru că bărfulițele astea mai sunt și constructive. Uneori, unul dintre colegii noștri de la tine de acolo, i-am spus franc, așa, am zis că știi ceva, lumea vorbește și că ești foarte încrezut. Și s-a uitat așa la mine și zice, dar și de dumneavoastră spune lumea la fel. Și a zis că, bun, și oare care-i secretul? Zice că nu, ne-am schimbat noi conduita vis-a-vis de anumiți oameni. Pentru că în momentul în care am devenit artiști, automat trebuie să schimb ceva. Ana Tonegaru vrea să schimbe ceva?
Nu știu dacă vrea să schimb ceva, pentru că îmi place așa cum... Și sper să nu, să nu trebuiască să schimb. Sper să nu ajung acolo ca să trebuia să schimb. Dar în schimb, în cariera ta, ce ai vrea să schimb? Cred că aș vrea mai, nu știu, legați de repertoriu da, sau... Nu, de planuri. De planuri. V-am zis ce planuri am legat de carieră. Ca să într-un viitor apropiat, un album cu orchestră lăutare, da. Pentru că este momentul ca tu să arăți ceea ce pot. Ceea ce poți. Ai o altă maturitate artistică. Zona ți-o reprezinți foarte bine. Materie prima e din belșug. Da, încă mai este. Un soț înțelegător ai. Da. În situația asta nu rămâne decât să-ți dea Dumnezeu noroc și să reușești. Să dea Dumnezeu. Ana, faptul că ai venit la noi în preajma sărbătorilor de Crăciun, îți mulțumim tare frumos pentru ceea ce ne-ai adus și că ne-ai adus spiritul sărbătorilor de Crăciun în case. Aș dori să transmit un mesaj pentru telespectatorii de la Polonia, după care eu o să-ți mulțumesc. Da, eu vreau să vă urez sărbători cu bine și liniște sufletească și să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun și mai frumos. Alături de familiile dumneavoastră. Și dacă doresc ceva mai special, să vină în Bucovina, nu? Să vină în Bucovina, da. Că acolo găsesc cu siguranță. La pensiuni, la... La pensiuni și la mine. Poți da? Să eu îi primesc serios? Toată lumea. Bine, am reținut aspectul ăsta. Dar cu condiția să gătești mâncărurile cele mai... Tot ce poftiți. Mai bune care există în Bucovina. Da, Ana, îți mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație. În numele telespectatorilor, țin să apreciez faptul că aceste materiale pe care le-ai adus de iarnă sunt foarte, foarte frumoase. De asta am ținut ca în emisiunile pe care le pregătesc pentru sărbători să am și pe cineva din Bucovina. Te-am ales pe tine. Mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima. Vom încheia emisiunea cu un videoclip de vară. De vară. Așa, când îi joc în sat la mine, pentru că ai vorbit atât de frumos de satul tău. Și să ne revedem cu bine. Cu mare drag. Mulțumesc. Dragii mei, nu rămâne decât să vă spun la revedere, să-i mulțumim Anei Tonegaru pentru prezență și noi să ne revedem într-o ediție viitoare. Numai aici, la Apolonia TV. Tai
badiță, vină în coace, jocul este, dacă-ți place. Și m-am vârtit, badișor, la batut în picior. Și m-am vârtit, badi bine, dacă știi să joci ca mine. Arunță-l și-n două părți, să-l joc.